Ziua de 25 martie a fost desemnată ziua Poliției Române prin legea 218 din 2002, care reglementează activitatea instituției. Alegerea acestei date este legată de simbolul creștin al bunei vestiri aflat pe primul steag al Marii Angie simbol ce a fost preluat și de pe actualul drapel al Poliției Române. În anul 1822, domnitorul Grigorie Dimitrie Ghica i-a înmânat marelui Agă Mihăiță Filipescu, șeful poliției din acele timpuri, drapelul pe care este cusută sigla steagului Agiei. Alături de siglă se află o ghirlandă din aur în interiorul căreia este prezentată Maica Domnului înaintea îngerului ce aduce vestea cea bună. Primele atestări privind poliția română datează din vremea lui Neagoe Basarab sau a lui Mihai Viteazu, crearea instituției AGA, continuă cu domnia lui Mihai Sturzu, organizarea pazei capitalei, emiterea primelor acte de identitate și reglementarea portului armelor, iar din 1806 organele de pază și ordine din capitală primesc denumirea generică de poliție. În 1821 Tudor Vladimirescu acordă scutiri de taxe și impozite celor însărcinați să mențină ordinea publică și să apere proprietatea cetățenilor iar în 1831, prin regulamentele organice, atribuțiile poliției sunt extinse în timpul Revoluției de la 1848, are loc prin apariția instituției șefului Poliției Capitalei, căreia îi se subordonează Guardia Municipală la 9 iunie 1850, Domnitorul Ghica Vodă emite cronica polițienească, prin care, în cele 158 de articole, erau reglementate sarcinile în altei poliții și obișnuitei poliții, ceea ce a constituit momentul creării primei structuri centrale cu atribuții în organizarea și coordonarea activităților polițienești, începând cu legea de organizare a poliției a lui Alexandru Iancuza, urmată de legea lui Vasile Lascăr și de legea pentru organizarea poliției generale a statului Competențele organelor de poliție sunt extinse, iar raporturile cu celelalte structuri ale statului, mult mai bine reglementate, prin decretul numărul 25 din 23 ianuarie 1949. Se înființează miliția, apoi prin decretul lege numărul 2 din 27 decembrie 1989 se reînființează Poliția Română, ale cărei competențe vor fi reglementate ulterior prin legea numărul 26 din 18 mai 1994 și prin legea 218 din 23 aprilie 2002. Din 1990, poliția română a cunoscut mai multe etape de transformări menite să asigure siguranța persoanelor, a colectivităților, drepturilor legitime ale cetățenilor, precum și a altor drepturi prevăzute în acte internaționale la care România este parte în vechiul regat. Instituția cu atribuții polițienești, care a precedat poliția până la Revoluția din 1848, a fost Agia în capitalele București și Iași, în fruntea căreia se afla un agă, denumire de origine turcească. După perioada fanariotă de un secol, în anul 1822, domnitorul pământean Grigore Dimitrie Ghica, cunoscut de istorici și cu numele Grigore al IV-lea Ghica, domnitor al Țării Românești între anii 1822 și 1828, al cărui fiu, Dimitrie, a fost prefect al poliției capitalei, înmânează agăi Mihăiță Filipescu în cadrul unei ceremonii desfășurate la București primul drapel al agiei. Drapelul Agiei era confecționat din mătase de culoarea galben-crem și avea dimensiunile 2,1 metri ori 2,4 metri, prăjina având 3,6 metri. Pe o suprafață se afla un chenar de aur cu o gherlandă de asemenea din aur. În interiorul acesteia se afla o acvilă cruciată neagră care se sprijina pe un munte verde. Gherlanda este timbrată cu o coroană regală, iar în spatele ei se încrucișează tuiuri, drapele, buzdugan, stindarde, lănci, săbii, puști, topoare, tobe. Prin importanța și semnificațiile sale, evenimentul constituie un moment de referință în istoria Poliției Române. În mânarea acestui steag al A.G.E. legalizează funcționarea instituției Poliției Române. Prin regulamentele organice din anul 1831, A.G.E. a devenit poliție și s-a creat Poliția din Capitală, atribuțiile fiind apropiate de cele actuale începând cu legea de organizare a poliției emisă în timpul domniei lui Alexandru Iancuza, urmată de legea lui Vasile Lascăr și de legea pentru organizarea Poliției Generale a Statului, competențele poliției au fost extinse, iar raporturile cu celelalte structuri ale statului mult mai bine reglementate. În prezent, organizarea și funcționarea Poliției Române sunt legiferate de legea numărul 218 din 23 aprilie 2002, Astfel, Poliția Română este în prezent instituția specializată a statului care exercită atribuții privind apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei, a proprietății private și publice, prevenirea și descoperirea infracțiunilor, respectarea ordinii și liniștii publice în condițiile legii.